pic. Hai că vină. Are drumul ăsta. Excepțional de rău. Extraordinar de prost. Nu se mai poate. Asta dar nu se vede, nu. Nu se mai poate numi drumul ăsta. Ăsta e drum național. Da. E, știm noi că e național, dar nu mai e îngrijit de nimeni. Dar care național aparține? Național, când a fost. Acum e drum de țară. De care național aparține drumul ăsta? Așa. Aia, vezi, aia e chestia. Că de când e drumul ăsta așa? De când e? De 25 de ani, 30. Bun, da, drumul ăsta unde duce? Dar eu nu. Asta, așa rău nu. Aici rău merge la Reșița și în partea aia la Moldova. Și da. Nu e apropiere și granița? Da, da, este, este. Importanță. Dar ce? Păi ce părere au cei care intră în țară și văd drumul ăsta? Hai de mine. Dom'le, dar știu, pe cine-i doare de știu, ei? Știu cine suntem. Știu drumul, știu viața, traiul nostru. Ne cunosc sărații de ei. Au venit la noi, ne-au prădat și au plecat. Da. Drumurile astea nu se mai fac, mă, dacă mai vin comunii și încă o dată la putere. Chiar aia vorbeam. Nu știu. Aia e, da. Nu. Sunt în 10 ani. Nu mai au ce să vândă. Dar dorim drum bun, dacă se poate. Mulțumesc să trăiești toate cele bune. Pala învață să meargă prin groapă. Un pic și până la genunchi. Ce uite. Ia și mașina cum merge zigzag. E foarte rău. Bătaie de joc. Nu mai iau banii la șoferi ăștia pe rovineță și nu fac drumul. Ce înseamnă asta? Asta e alegerea care i-am ales și mai domnule, e marge la București. Nu poți, mai mult de 2 săptămâni pui pivoți de nou tot, absolut. Bare, suporți, bucșe, toți dracii. Nu te poți. 2 săptămâni, mai mult nu și ține. E drum național. Da. E drum național, da. Plătim rovinete, plătim asigurări, toți dracii. Numai la mecanici cât dăm, la bani, la reparat, la... Salut, să trăiți! Sănătate și să facă drumul! E ca o treaptă, cât o treaptă. Cum e drumul? Varză! Mă gropi! Trebuie să luăm mașina în spate. Ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta, plemele.
Dacă a fost simpatic ăsta. Pute mai de jos. Așa, asta pinte-o până în gât. Mașina un pic aranjată, dar mergi cu 5 la oră, de ce? Da, pentru că sunt străzile varză. Nu sunt de aici, sunt în Dâmbovița. Și ce zici de drumul din Caraș Severin? E foarte, foarte găurit, foarte... De unde vii? În Dâmbovița, Târgoviște. Și ai mai văzut drumuri proaste ca aici? Nu, ca aici nu. Vă dați seama că niciun investitor nu o să vină niciodată. Au fost câțiva investitori care au venit aici și au spus: domne, noi o să venim cu mașini, cu utilaje, o să ne dărâmăm toate mașinile cu drumul ăsta. Nimeni nu îndrăznește să vină aici. Suntem condamnați la subdezvoltare. Oravița are un potențial turistic foarte mare. Dacă nu avem drumul, dacă nu avem infrastructură, niciun fel nu o să putem dezvolta turismul în zonă. La fel și investitorii. Au fost câțiva investitori care au venit aici și au zis: domne, cu drumul ăsta nu avem cum să venim să investim în zonă. Ne dărâmăm toate utilajele, toate mașinile. Noi avem nevoie de mult de transport și niciun fel nu o să putem veni dacă nu se face ceva cu infrastructura. Să înțeleg că acest drum vă condamnă? Suntem condamnați la subdezvoltare cu drumul ăsta. Trebuie să luăm măsuri, autoritățile, drumurile naționale trebuie să ia cât mai repede măsuri, să-l cârpească, cum spuneți, da, aveți dreptate, să-l refacă tot din nou. Cu cărperile o să țină iară câteva luni, 2-3 luni și din nou se vor face gropi. Plătiți! Pe contrasens! Plătiți la vinieta! Normal! Da. Și te merită? Nu se merită, dar n-avem ce face. Asta e. Rece, când vine, rău, da. Când rece vine. Thank you.
Ce părere ai? Cum arată? Pare da. Să iasă ceva și pozele astea, că facem, noi dăm cum putem acum, că gheață la spărcat Dumnezeu. Astea era mai bine, că erau pline de gheață. Nu mai bine. Dar ce faci? Uite aici, ne-am privatizat! Asta e mașina de rezervă a firmei, mașina care o am eu, e în service, deci e jale cum e drumul. Am dat, s-a dus? Da, am dat într-o groapă și mi s-a rupt de la țeavă, din catalizator s-a spart tot. Ce pot să zic? E vai și amar, rovinete plătim și drumurile sunt... Ce zici, la câte îți adunci platerele? Merg semănate flori? Cred că porum, nu flori. Mulțumesc! Pe dezastru. Plătiți rovinieta. Normal. Da. Și se merită? Nu se merită, dar n-avem ce face. Asta e. Unii s-au apucat să planteze flori. Dacă sunt de adânci, pot planta și porum sau copaci. Mai jos, că nu putem sta aceea. Să vă folez drumul. Cum vi se pare drumul ăsta? Cum e? Dezastru. De ce mergeți în ceași în zigzag? Păi ce să fac? Ăsta e drumul, asta e rovineta care o plătim. Asta e situația. Cum arată drumul ăsta? Cum vi se pare? E dezastru. A mai fost vreodată în halul ăsta? Nu, așa ceva nu. E dezastru, dezastru. Ce spun străinii care intră pe la Naidăș în țară? Așa mare de România noastră, asta spune.